regăsit, dragi telespectatori ai Escu TV. Sunt Maria Ionicescu și vă invit astăzi la o nouă ediție a emisiunii Alegerea unei cariere. O emisiune dedicată educatoarelor, acelor persoane minunate care au grijă de micuții noștri în timp ce noi suntem la serviciu, acelor persoane care pun la dispoziția micuților noștri casa, brațele, dragostea, experiența lor de viață. Am invitat astăzi în studio pe doamna Elena Grădinaru, educatoare Serviciu de Gardă Miliu Familial, din 1997 și pe doamna Alina Martin, educatoare de serviciu de gardă miliu familial din 2003. Bine ați venit în studio Escu TV. Bine v-am găsit. Începem astăzi prin a punta care sunt avantajele serviciului de gardă miliu familial, cu ce vin aceste servicii de gardă, cu ce vin în ajutorul copiilor și al părinților. Este o întrebare pe care și-o pun mai devreme sau mai târziu toți părinții. Ce este mai bine pentru copilul meu, să frecventeze un serviciu de gardă miliu familial sau o instalație? Înainte de a lua o decizie bună pentru copilul nostru, trebuie să-i cunoaștem nevoile copilului și nevoile noastre ca părinți în aceeași măsură. În primul rând, trebuie să fim bine informați. Deci, doar un mic istoric, SPE-urile au fost înființate relativ recent, în 1997, iar serviciul de gardă miliu familial a fost afiliat la aceste instalații. Instalațiile cuprind în jur de 80 de copii, pe când miliu familial între 6 și 9 copii, în funcție de educatoare, bineînțeles. După 2006, serviciul de gardă miliu familial a fost afiliat la biroul coordonator. Deci, pentru a face o alegere bună pentru noi, este important să știm avantajele și dezavantajele care se găsesc atât în miliu familial, cât și în instalație. Trebuie să începem cu o întrebare esențială. Între vârsta de 0-5 ani, ce este mai important pentru copilul nostru? Și atunci vom avea un răspuns la nevoile și la cerințele noastre. Este important să se atașeze de o persoană cu care va avea o relație de securitate pe termen lung, și când vorbesc pe termen lung, poate să fie între 4-5 ani. Copilul să se simtă în securitate, pentru că în fiecare dimineață va găsi aceeași persoană, aceeași educatoare care va fi acolo pentru el și va fi acolo de câte ori va avea nevoie. Va fi acolo să reconforteze, să-l încurajeze, să-i cunoască toate nevoile de care are nevoie în ziua respectivă. Pentru copiii de sub 3 ani, personal, cred că miliul familial este o tranziție mult mai ușoară între viața de familie, de acasă și grădinița ca atare. Îl ajută să evite șocul emoțional la integrarea într-un mediu instituțional cum SPE-urile. De ce să nu vorbim și de faptul că copilul mănâncă sănătos și cât are nevoie? Cred că este important pentru orice părinte să fie sigur 100% că își lasă copilul în mâini bune, că poate să plece liniștit la servici, în nevoile lui, și să fie cu gândurile la treburile lui. Revenim puțin asupra acestui subiect, așadar, serviciul de gardă miliu familial pune la dispoziția părinților și a copiilor un mediu pe care educatoarea îl transformă în securitar, care oferă copiilor posibilitatea să exploreze, să experimenteze, le satisface curiozități de tot felul. De asemenea, educatoarea este mereu figura centrală, de asemenea, grupul, fiind, cum ați spus la începutul acestei discuții, între 6 și 9 copii, deci pe perioada de 2-3 ani, copilul, să luăm un exemplu, va reveni în același grup. În același mediu și pot să spun că cel mai mare avantaj în miliu familial este că este un grup de multiaj, un grup format din copii de câteodată de la 12 luni până la 5 ani. Deci cei mici sunt tot timpul în compania celor mari, vor învăța din imitație. Prin imitație învăț în această vârstă, sigur că da, deci vor avea posibilitatea să se dezvolte mult mai ușor. Iar cei mari vor fi tot timpul responsabilizați și vor avea grijă de cei mici. De asemenea, cred că este foarte important să punctăm în această emisiune grupul acesta format din 6, maxim 9 copii, oferă copilului meu, spre exemplu, un mediu liniștit, un mediu calm. Exact.
un mediu care evită zgomotul marilor instalații. Marilor instalații, exact. Ceea ce pentru, presupun că pentru dezvoltarea copilului este foarte important. Exact. De ce să nu menționăm și faptul că nu multe din educatoarele familial au studiul în domeniu și sunt foarte pregătite, asta înseamnă că sunt pregătite să răspundă la nevoile copilului, să decodeze câteodată nevoile nespuse ale unui copil și să-i dea atenția și să-l ajute să se dezvolte armonios. În mediul familial trebuie precizat că avem același program educativ ca în instalație, copilul este stimulat. Este vorba de programul educativ ministerial. Exact. Este stimulat, participă la activități, la plimbări, la ieșiri în parc, ieșiri la bibliotecă. Tot timpul are activități pentru nevoile lui. Este foarte important a menționa că asta pentru a securiza părinții. Grădinițele în miliu familial sunt verificate de SPO-uri, de biroul coordonator, pardon, de 3 ori pe an, iar odată la 3 ani avem o vizită de recunoaștere. Toate educatoarele în miliu familial au obligația să facă 6 ore de perfecționament în fiecare an. În timp ce o să facem doar o mică legătură cu instalațiile, un aspect foarte important, copilul dumneavoastră nu va avea aceeași educatoare, mai ales dacă stă în grădiniță între 9 și 10 ore, nu va avea aceeași educatoare tot timpul. El poate să aibă până la 4 educatoare pe zi. Sigur, ceea ce îi afectează în mod evident dezvoltarea lui pe plan afectiv, îi scindează puțin din încrederea în sine, din nevoia de a depăși, deci curajul de a merge mai departe. Grupele de copii, trebuie adăugat, grupele de copii sunt până la 10 copii într-un SPO, deci este un pic... Da, într-adevăr, și este un lucru foarte, foarte bine de remarcat. O educatoare care lucrează într-un centru de petite enfance sau într-o grădință educativă va avea de lucru cu 10 copii. Exact. Deci calitatea constă în timpul acordat fiecărui copil în parte pentru a-l cunoaște, a-l observa, a putea veni în ajutorul lui, sigur că da, și a-l ajuta să depășească etapele de informare a lui. Deci, ținând cont că copilul este la începutul vieții sale, în perioada cea mai importantă pentru el, ca părinți putem să ne întrebăm ce este mai important pentru copilul nostru, persoana care lucrează cu copilul sau locul unde își petrece aproape 50 de ore pe săptămână? Sigur că de așa aici ați punctat un element foarte important din educația copiilor dintre 0 și 5 ani. Tocmai vorbim despre această figură de atașament, de această figură care noi, părinții, ar trebui să o respectăm din tot sufletul, educatoarea, pentru că educatoarei îi revine rolul de a iubi, de a ține în brațe, de a răspunde cerințelor copilului nostru când noi nu suntem acolo. Așadar, dacă e să alegem miliu familial, primul lucru la care trebuie să ne gândim este cui. Rolul educatoare. Educatoarea? Noi știm că educatoarea deține un rol principal și un rol important în educarea micuților. Educatoarea se folosește dezvoltarea abilităților fizice și mentale, sociale. Se bazează pe cunoștințe, se bazează pe comunicare. Educatoarea contribuie la developarea încrederii micuților. Educatoarea trebuie să pregătească copiii cu nevoi speciale, cum ar fi diverse tulburări de vorbire, comportament, hiperactivitate, deficit de atenție, și putem spune că în mediul nostru familial primim oricând copii cu dezabilități, avem persoane, resurse care ne vizitează miliul de gardă pentru a se ocupa de micuți și pentru a-i integra în grupul respectiv. Pentru a-i ajuta să depășească nevoile lor. Exact. Așadar, vorbim despre educatoare. În miliu familial, educatoarea are o anumită formație. Sigur că da. Și vorbim despre ceea ce numim aici în Quebec tehnic de educație sau un certificat en petite enfance, un certificat universitar.
pe care fiecare dintre noi ca educatoare ar trebui să-l dețină și cred că fiecare dintre noi are acest certificat. Deci cu acest certificat putem să le dăm copiilor care frecventează serviciul nostru de gardă un program educativ. Eu în milioul meu de gardă folosesc foarte mult Juiese Magic. Ador acest program. O carte, sigur că da. Ador acest program, este un program foarte frumos. Și să nu uităm că fiecare copil este unic. Sigur că da. Fiecare copil este unic, fiecare copil are nevoi speciale, fiecare copil îl privim altfel, dar toți sunt la fel. Ceea ce îi face diferiți și ceea ce îi face asemănători sunt, de fapt, nevoia lor de a se îmbogăți, si. De a se dezvolta, dar fiecare are ritmul și specificul exact. Lui. Așadar, vorbim despre formarea educatoarelor pentru miliu familial. Ne referim puțin și la felul în care o educatoare este în măsură să răspundă în condiții de maximă urgență, cum ar fi cazuri de alergie, cum ar fi intervenții de ordin medical. Această educatoare are, una din exigențe este să aibă un... cursul de primul ajutor, care și acesta este obligatoriu. Suntem formate pentru a interveni în caz de urgență la fiecare copil în parte. Este afișat la intrare acest curs. Deci, așa este. Fiecare dintre noi decidem acest... În așa fel încât fiecare intervenție este bine securitară. Este securitară, sigur că da. Când vorbim de faptul că un copil petrece 9-10 ore la grădiniță, așadar... părinții sunt puțin cam absenți din viața copilului pe perioada acestui sejur. Totuși, cum reușim noi ca educatoare, cum reușesc educatoarele să mențină imaginea părinților, imaginea mamei, a tatălui, în așa fel încât această relație afectivă să se perpetue? În primul rând, încrederea. Eu cred că fiecare părinte, când vine să înscrie copilul în serviciul nostru de gardă, este încrederea persoanei respective. Deci părintele trebuie să părăsească serviciul de gardă cu zâmbetul pe buze. Asta pentru a-i liniști pe părinți, sigur că da. Locul în care și-au lăsat micuții este un loc securitar. Acolo îi așteaptă dragostea educatoarei, atenția ei. Însă mă referam la cum facem transferul de la noi, de la educatoare, pentru că trebuie să recunoaștem micuții se atașează la un moment dat de educatoare. Sigur că da. Cum facem acest transfer spre persoanele, părinții, care, bineînțeles, sunt cei mai îndreptățiți să primească afectivitatea copilului lor? Deci să nu uităm că noi oferim în cursul celor 10 ore dragostea noastră față de copii și pasiunea noastră de a lucra cu micuții. Așadar, un sejur la grădiniță de aproximativ 10 ore pe zi, un sejur în care copiii ajung să se atașeze de educatoare. Exact. Cum facem transferul spre părinți? Exact. Pentru copii, perioada de integrare în grădiniță nu este deloc ușoară. Tocmai din acest punct de vedere, pentru că sunt extraordinar de atașați de părinți și ceea ce este un lucru foarte normal, este foarte greu să se detașeze, să-i lase să plece, chiar dacă ei se bucură și se amuză în timpul orelor de grădiniță. Despărțirea de părinți este atât de puternică, cel puțin la început, încât educatoarea are un rol primordial. Trebuie să nu uităm ca educatoare că părinții sunt primele figuri din viața copilului și sunt repere fundamentale pentru el. Deci este extraordinar. Coloana vertebrală. Exact. În viața lui, deci relația dintre părinți, copil și educatoare sunt extraordinar de puternice și trebuie să lucrăm împreună cu părinții și cu copilul ca să ajutăm, tocmai spre a ajuta copilul să se dezvolte armonios. Educatoarea devine foarte importantă tocmai prin natura faptului că ea petrece foarte multe ore cu copilul. Și câteodată cuvântul ei este foarte puternic, iar rolul ei, tocmai prin faptul că
că este prezentă tot timpul, securizează și îl ajută să se dezvolte și să-și exprime nevoile. Este foarte important că copiii, știm asta, copiii se atașează foarte repede, iar relația de încredere devine foarte puternică și armonioasă chiar de la început. Putem spune că chiar pe plan afectiv, educatoarea, faptul că ea este suriantă și că este foarte apropiată de copil și că îl îmbrățișează, îi dă iubirea de care el are nevoie în timpul zilei, siguranță. Contează siguranță, exact, contează foarte, foarte mult pentru copil. Îl ajută enorm. Totodată nu trebuie să uităm că un lucru foarte important, că educatoarea este doar un pion în dezvoltarea copilului și trebuie să ținem cont că primele persoane responsabile de educația copilului sunt părinții. Deci munca noastră vine doar să suplinească exact munca părinților. Așadar, trebuie să vedem cât de importante sunt cele 10 ore, 10 ore de sejur la grădiniță în dezvoltarea copilului. Sigur că da. Toată lumea știe că primul mediu în care un copil se dezvoltă este familia. Următorul pas important din viața fiecărui micuț este grădinița. Dragi părinți, grădinița nu este doar un simplu joc de joacă al copilului dumneavoastră. Nu este un loc pentru părinții ocupați unde își pot lăsa copiii. Grădinița contribuie la socializarea copilului, învață copilul să fie independent, să comporte politicos, contribuie la dezvoltarea intelectuală a acestuia. Contribuie la dezvoltarea personală al copilului și formează copilul dumneavoastră pentru școală și pentru societate. Sigur că da, și vorbim de societate, în măsura în care serviciul de gardă este multicultural și că primește membrii din toate culturile. Nativi sau imigranți, cum venim noi în sprijinul părinților? Această întrebare mă duce cu gândul la o întâmplare în serviciul meu de gardă, ținând cont că suntem la Escu TV, L'Esprit Rumen, Montreal. Am avut o mămică care a sunat la ușă și în momentul în care am deschis ușa, cu un zâmbet mare mi-a spus: sunteți româncă? Și eu i-am răspuns: sigur că da, aici sunteți ca acasă. Și a fost foarte impresionată și parcă am văzut în ochii acelei persoane o mai mare încredere în serviciul meu de gardă. Cu acel micuț care îl ținea de mână, venind spre o nouă viață în Canada, cred că deja un punct foarte mare, faptul că și-a găsit o grădință în mediu familial cu o persoană care vorbește românește, care pot spune micuțului măcar două vorbe pe zi în limba lui maternă, asta îl va ajuta și mai mult pe micuț să se integreze. Mai ușor? Mai ușor, bineînțeles. Și părintele, bineînțeles, să plece liniștit la școală sau la muncă. Așadar, integrarea copilului în mediul familial este una din marele probleme ale fiecărei familii care își vede copilul lăsat la un moment dat într-un mediu care se vrea securitar, se vrea, de ce nu, mai apropiat, de ce nu, românesc pentru cei din comunitatea românească. Ce pot să spun despre mediul familial? Este o lume mai bună pentru copilul dumneavoastră, este o lume în care toți copiii sunt iubiți, respectați, alintați, când drepturile le sunt protejate, promovate, fără niciun fel de discriminare, când siguranța și bunăstarea lor sunt considerate primordiale și când se pot dezvolta sănătos, în pace și în demnitate. Doamna educatoare Elena Grădinaru, doamna educatoare Alina Martin, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră în studio. Mulțumim! Mulțumim! Dragi telespectatori ai Escu TV, mulțumim pentru atenția acordată și vă invităm la o altă ediție a emisiunii Alegerea unei cariere. Pe curând! Bonjour et bienvenue à l'émission Les conseils de spécialistes. Je suis Dr Igor Birka, chirurgien dentiste, docteur en médecine dentaire. Je voulais vous juste montrer une radiographie d'un de mes patients. Où on peut remarquer plusieurs dents
qui a été, ont été abîmés par la carie. On a eu des traitements du canal et par la suite, on a eu des obturations, des compléments avec du composite. Bien sûr, c'est une dent qui a été déjà traitée, qui a perdu à peu près 80% de la partie coronaire, du tissu dur de la dent. C'est une dent qui a un grand risque juste de fracture. On ne parle pas du carie secondaire, ça c'est de plus. Donc, on peut s'attendre à une fracture pendant la mastication. Des fois, les dents peuvent avoir des fractures partielles ou de fêlures. Et dans un moment donné, même pendant son sommeil, il peut perdre sa dent et ça peut tomber juste parce que le temps est venu de décoller. Donc, pour vous parler de système qui était proposé par les Allemands, le système CEREC, qui est sur le marché depuis plus que 30 ans, ils ont proposé de confectionner des couronnes à partir d'un bloc, à partir d'un bloc de céramique pré-cuit. On fait la taille de la dent, on prépare la dent. On prend une empreinte digitale avec une caméra intraorale. On ne met pas en bouche des porte-empreintes conventionnelles. On prend des photos de la dent. À l'aide du programme CEREC, on prépare une dent, on prépare la couronne, on fait le design en tenant compte de largeur, grandeur, épaisseur, pour conserver l'espace nécessaire, pour combler l'espace nécessaire, pour conserver les contacts proximaux entre les dents. Et la confection de cette couronne, on pousse sur le bouton quand on est d'accord avec le design qu'on a eu. Et la partie de la machine, l'usinage du couronne, se produit dans une chambre d'usinage, même dans notre bureau. On a exclu les empreintes avec des caoutchoucs et avec des porte-empreintes habituelles, conventionnelles. Avec des photos, la caméra intraorale Omnicam prend 20 photos par seconde. Donc pendant 2-3 minutes, on se promène pour prendre des empreintes digitales, des photos des dents du haut, des dents du bas, les dents qui sont fermées, donc l'occlusion. Et par après, avec le programme proposé, on peut faire la destination ou le design, le dessin de futurs courants, des futurs deux courants, du pont. Ça dépend quelle est la construction de notre prothèse fixe. Et on fait l'usinage dans la chambre d'usinage. Le patient part avec sa couronne le jour même. On évite la couronne temporaire qui peut nous amener à un autre rendez-vous, à une autre anesthésie locale. Donc, on évite tout ça. Le patient part après 2 heures avec la couronne permanente en bouche. Et croyez-moi, c'est assez esthétique. La couleur est choisie par le dentiste. Les blocs sont déjà préfabriqués de couleurs spécifiques. Et le patient peut y partir avec sa couronne cimentée permanente. Voici les principaux avantages des couronnes céramiques assistées par l'ordinateur par rapport aux restaurations conventionnelles. Donc, c'est la résistance aux forces masticatoires, c'est l'efficacité, c'est la précision, c'est l'esthétique, c'est la durée de vie qui est nettement beaucoup plus supérieure et c'est l'économie à long terme. Et voilà, je suis Dr. Birka. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et je vous attends à la prochaine émission, Les conseils du dentiste.